Secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Luminița Barcare, a anunțat luni că există varianta eliminării tezei și înlocuirea acesteia cu evaluare, dar care să nu aibă aceeași pondere în calcularea mediei, ci aceasta să fie notată normal. Între timp, Luminița Barcare și-a dat miercuri 4 noiembrie demisia de la Ministerul Educației. Secretarul de stat a precizat că problema apare în cazul elevilor care învață în scenariul roșu. Aceasta a menționat că pentru școlile care se află în scenariul verde nu se pune problema, astfel încât această evaluare poate fi dată în condiții normale. În scenariul galben, evident, în momentul în care se întorc la școală, elevii care au învățat online pot susține această lucrare scrisă cu același tip de itemi folosiți pentru cealaltă jumătate de clasă. Totodată, secretarul de stat a declarat că Ministerul Educației are în vedere organizarea de webinar la care profesorii să învețe cum ar putea să evalueze în mediul online. Luminița Barcare a menționat că fie se va merge în continuare pe varianta tezei, fie se va înlocui teza, însă nu se poate aplica în mod discriminatoriu. Aceasta a mai precizat că Ministerul Educației se consultă pe această temă și cu inspectoratele școlare, astfel încât să se ia cea mai bună decizie.